tovarășul Ponta, într-un moment în care ați trecut peste înfrângeri, peste supărare și vreți să reveniți din nou bazma curată în politica românească, încercând să ne mai păcăliți odată. Bine că nu v-a ieșit foarte mult data trecută. Lăsați-o asta cu creșterea economică, că nici curcile nu mai râd la o asemenea porcărie. Creștere economică pe vremea lui Victor Ponta. Păi vedeți unde e România astăzi, domnilor? Vede, dacă era o creștere economică, domnul Ponta, trebuia să o opriți. Ia să-i puneți un țăruș, să știm și noi până unde. Sau cum își măsoară mamele, pruncii. Trageți acolo pe perete o dungă cu creionul chimic să vedeți până unde a ajuns. Da? De ce n-ați făcut asta? Care creștere economică? I-ați văzut acum pe mari specialiști care ne spuneau să ne ținem rezervele în lei? Da, ne-au spus că până la sfârșitul anului leu va ajunge ultima monedă, este deja. Dar își va definitiva până la urmă această descreștere, își va deveni ultima monedă din spațiul european. Probabil că va trece euro, spun ei. Nu m-am aventurat niciodată în astfel de supoziții, doar atât că am ținut partea monedei europene întotdeauna, știind că este evident mai interesantă și mai operantă decât leul nostru, ar trebui să treacă de 5,3 până la sfârșitul anului, acum fiind la 4,74 la ultimul curs, cel de vinerea trecută. Deci în condițiile astea, care creștere economică? Să vedem ceva? Asta cu pensie, cu salarii, că atâta vă ducea și pe noastră, domnul Ponta, capul, n-ați avut nicio viziune. Dar de modernizarea țării ați auzit? Aia înseamnă viziune. Da, să faceți ceva ce alții nici n-au făcut. Nu vă mulțumiți doar să copiați două, trei lucruri. Îți pare să că nici măcar cu Sebastian Ghiță n-a avut o relație excepțională Victor Ponta, pentru că deși mergeau, mă rog, era să spun unde, în Dubai, la ce se duceau ei acolo, dar mă rog, hai să zicem că se duceau la discotecă în Dubai, că sună mai bine, așa ca în anii 80. Vănesc că tot Sissy Catch și Madonna, Like a Virgin, cântă prin discotecile alea obzeciste din Dubai, că acolo sunt de toate. Toate categoriile sunt reprezentate. Pe ea nu-i interesează, important este să consumi. Nu contează ce muzică asculți. Se pare că nu s-au înțeles nici acolo. Sau Sebastian Ghiță ajungând între hândrălăi ăia de la Belgrad, da? Între măciucarii ăia, și-o fi schimbat opțiunea sentimentală, politică, nu știu cât. Și pare să le evite pe Victor Ponta. Am văzut și eu corturi prin București, unele dărâmate de vântul din aceste zile, în care domnul Ponta rângea tot așa ca un pui de Titulescu, cum mi se spunea cândva, alături de crețoasa doamnă Crețu, care nimeni nu cunoștea, noroc că scria mare sub ea Corina Crețu, da, o imagine din care nu înțelegeai mare lucru. E bine, cei doi rânjind, cum să alege așa ceva în 2019, iertați-mă? Și dacă o faci, pentru ce? Ce să faci cu Victor Ponta și cu Corina Crețu în 2019? Adică să te întorci cu câțiva ani în urmă. Da? Hai să zicem că toți anii ăștia, într-adevăr, înfiorători. Grindeanu, Tudose, Dăncilă, Dragnea, toți ăștia să șterg, deși Grindeanu era legat de Victor Ponta. Da? Facem noi acolo un răboj imaginar și îi desprindem cumva. Bănuiesc că nu mai au nicio legătură nici ăștia. Chiar dacă ei aveau și un grad de rubedenie la un moment dat, da? Ce contează, nu te înțelegi nici cu propria familie. Și ce vreți, să ne întoarcem la anii în care ne conducea Victor Ponta, care s-au sfârșit atunci, ăla a fost finalul sezonului, cu incendiu din colectiv. Acolo s-a despărțit de noi Victor Ponta. Păi ce mare lucru a făcut Victor Ponta în anii ăștia încât să devină o alternativă credibilă? Adică îl urăși mai tare pe Dragnea acum, ceea ce este adevărat, și atunci ce faci? De ciudă te duci să-l votezi pe Ponta? Mă, este uluitor, da? Domnul Ponta, că vă pretindeți așa un om serios, sunteți spuit, veniți pe la televizor, vă dați a toate cunoscător. În ce ați progresat dumneavoastră? Că eu n-am văzut nicio schimbare în discurs. Încercați să fiți un pic mai sincer, am observat asta, adică a priori sunteți mai franc, mai deschis, dar spuneți aceleași prostii. Nici atunci n-am crezut în dumneavoastră, deși am putut să credem că uneori e plăcut în România și în general în lume așa să te lași mințit. Să știi, lasă-mă să mă mintă frumos. Da? Nu ne-am lăsat mințiți atunci, că știam că nu e decât o spoială. Victor Ponta nu are cunoștințe în domeniul pe care încerca să-l reprezinte. Or, ce s-a schimbat în viața noastră atât de mult, că n-au trecut 100 de ani? N-ați făcut pușcărie precum coposul, da? Și să vă întoarceți după aia de pe altă lume, să spuneți, tată, m-a schimbat. Sigur, acolo am citit, am scris, am reflectat, da? Am coborât în străfundurile
propriului imaginar și am învățat multe. Nici nu știți cât te poate învăța omul de la el însuși. Veneai cu o frază din asta după 10 ani de pârnaie, în care n-ai scris nicio carte decât alea de care aveai tu nevoie, nu să le publici ca să faci bani și să ieși din pușcărie, poate aș fi zis, măi, uite, un alt Victor Ponta, un pic schimbat la față, dar nu cu zâmbetul ăla gol pe față, da? Și să vină cu un alt discurs, o ia, să se vadă că omul vrea să pornească de la zero. E același farseur care a venit să ne păcălească. Sigur că în lumea asta fiecare minte în contul lui. Da? El o să spună, acum să-l voteze lumea pe Dragnea. Dragnea minte mai mult decât mine. Ideea nu este asta, tovarăși. Ideea este că Victor Ponta a fost alungat de Liviu Dragnea din partid, sau nu s-au mai înțeles ei și până la urmă s-au despărțit așa unul de altul, din motive pe care ei le știu și pe care nu le-au împărțit niciodată cu noi. Că dacă ar fi avut sinceritatea asta, Dragnea să spună, bă, l-am prins cu gagica mea. Sau Victor Ponta să spună, bă, m-a furat din buzunar. Eram la telefon sau la WC-ul și când m-am întors, avea banii mei în buzunar. Adică să ne explice ceva clar. Pentru ce v-ați certat? Pentru Ciolan? Da? Care să fure mai mult? Pentru asta nu înseamnă că trebuie să-l votez pe Victor Ponta, că l-a dat la o parte de la Ciolan Liviu Dragnea. Deci nu există o explicație corectă, coerentă a acestui om pentru care el se întoarce în viața politică. Păi pentru ce? Măcar să fi fost un escroc ca Bernard Tapie, domnul Victor Ponta, nu știu dacă știți, că mâine se deschide giganticul proces, cu cel mai mare proces din Franța în ultimii 20 de ani. Fabulosul proces. Ei, probabil nu se va încheia până la decesul lui Bernard Tapie, care suferă de cancer la esofag și la stomac. Are 76 de ani, cât mai poate să o ducă. Cel mai mare proces al ultimilor 20 de ani, între el și fosta lui bancă, faimoasa Crédit Lyonnais, care a sponsorizat și Turul Franței timp de 2 decenii și jumătate, cu leuții aia. Un arbitraj politic la un moment dat, o scurcircuitare și sigur, evident, intervenția oamenilor vremii, oamenilor politici ai vremii, ar fi oferit lui Bernard Tapie din clinciul ăsta undeva la 480 de milioane de euro neto. Da? Ceea ce i-ar fi relansat acestuia cariera de om de afaceri, un trai de nabab, cum scrie astăzi presa franceză în ultima perioadă pentru Bernard Tapie, condamnat de nici el nu mai știe de câte ori, da? A reușit de fiecare dată să scape, el a început cântăreț, după aia vânzător de televizoare, după aia a fost condamnat, făcea pe ăla din Better Call Saul, da, pe Jimmy ăla, da? La un moment dat vindea niște pacemakere de alea de pus, da, că n-ai probleme cu inima, ți le introduce medicul, făcea reclamă mincinoasă la alea, a fost prima lui condamnare, asta în anii 70, în sfârșitul anilor 70, deci prima dată a intrat cu microfonul pe scenă, cânta, era șansonetist, da? Pe care s-a apucat de sport, a cumpărat o grupare ciclistă, a câștigat Turul Franței de 2 ori cu Bernard Hinault și o dată cu Greg LeMond, apoi a preluat pe Olympique Marseille, a cumpărat tot. Da, tot ce a putut în perioada de 8 ani, a câștigat inclusiv Liga Campionilor, pe care a ajuns la pușcărie pentru afacerea meciului trucat cu Valenciennes. A ieșit de la pușcărie, a stat 9 luni la pușcărie, a publicat atunci o carte serioasă, într-adevăr un fel de autobiografie nemaipomenită despre viața lui, pe care s-a reapucat de afaceri, a tot fost prins, a tot scăpat, a tot fost prins ca în filmele puerile pentru adolescenți. Și sfârșitul vieții îl prinde cu un trai de nabab, până când acest proces, care probabil că se va întinde pe ani de zile, de asta spun, urmează să definitiveze dacă banii ăia erau ai lui sau dacă trebuie să-i restituie băncii, respectiv statului, da, pentru arbitraj fraudulos. În acest dosar pot să cadă nume grele ale politicii franceze, inclusiv Nicolas Sarkozy, da, care ar fi pus umărul pentru avantajele omului de afaceri. Deci asta spun, dacă ați fi fost un asemenea personaj unic în Europa, da, nici Silvio Berlusconi, nici nimeni n-a avut cariera lui Bernard Tapie. Am uitat să vă spun că a jucat în nenumărate piese de teatru, da, în filme și așa mai departe. A făcut absolut orice. Și pe toate, mă. A vândut și antene de satelit la un moment dat. Mergea pe scooter. Sunt niște imagini de alea de arhive. Când ăla din fața lui care conducea scooterul avea o pizza și el ducea o parabolă. Și cu asta se ocupa într-o vreme, atunci când vindea și televizoare Bernard Tapie. Până la ajuns, a fost ministru, bineînțeles, pe vremea lui François Mitterrand. A candidat la un moment dat și la președinția Franței, după aia l-au stopat ăia, s-a retras
avea, bineînțeles, popularitate extraordinară. A fost în guverne, da, a fost amicul lui Pierre Beregovoa, care s-a sinucis, fostul prim-ministru socialist, după o cursă ciclistă la Nevers. Și-a tras un glonț în cap de pe un pod. Și acolo tot felul de întrebări după aia cu viața lor, cu câte relații au avut în comun și așa mai departe. Deci 100 de romane abia ar putea să-i conțină perfect. Și-a pus, bineînțeles, familia la adăpost. Avion personal. Bernard Tapie are brevet, știe să piloteze. Când Olympique Marseille a venit la București în 92, el a condus avionul. Da? El vorbea cu turnul de control. Bernard Tapie a fost la manșă. Are brevet de pilot de curse. A făcut curse de raliuri. Da? Are brevet de iaht. Are iahtul ăla lui Fosea. A fost luat între timp și a cumpărat altul. Și așa mai departe. Deci deține absolut orice. N-am, nici măcar eu, nu pot să-mi amintesc toate. Și-a pus familia, are hotel privat, da? Un dita mai căsuiu, hotel particulier în franceză, în românește, e un fel de castel, din ăsta în care trăiește, în mijlocul Parisului, așa. Familia lui este la adăpost de ani și ani de zile, da? Nu mai au nicio problemă toată viața lor, are o fată actriță, are un băiat, tot așa, toți ăștia sunt artiști. Nu și-a schimbat niciodată nevasta, tot cu Dominic, aia e. Și aici, exact în stil mafiot, adică familia era mai presus de orice, bă, absolut orice a făcut. Pă, ăsta da, să vină să te mintă la televizor. Pă, înțeleg, te-ai lăsat mințit de Bernard Tapie. Bă, dar nu de Victor Ponta, bă, băieți, sau de Liviu Dragnea. Deci astea sunt niște stârpituri, da? Ăsta era un Napoleon Bonaparte, aici comparația este, chiar un pic îl dezavantajează pe Tapie, da? Nu pe Napoleon. Deci să-l compar cu Napoleon Bonaparte ca ego, ca prestanță, ca influență, este absolut justificat. Avea aceeași memorie cu Marele Împărat, deci era perfect. Da, tot un dictator, bineînțeles, vă dați seama dacă Bernard Tapie ar fi ajuns o dată la putere în Franța, ce s-a întâmplat. Și el era tot cu asta, a fost un stângist toată viața lui. Da, era genul de om, chit că a avut toate de împărțit cu Jean-Marie Le Pen, cu care nu s-a înțeles niciodată, scotea Franța din UE. Și unul ca Bernard Tapie scotea Franța din UE. Deci el ducea, deraia în direcțiile alea. Dar nimeni n-a știut niciodată ca populist să te ungă mai bine pe suflet. Deci era mercenar absolut. Ei știa în versuri să te mintă, să te păcălească. Senzațional. Da? Va fi în orice caz o lovitură de măciucă. El și cu Alain Delon a mai rămas în Franța și cu Belmondo să se ducă, nici nu știu, la parastasul lor ce se va putea spune. Tomuri întregi vor ieși, îl va înjura lumea, în sfârșit unii se vor dezlega la limbă și vor spune multe. Dumnezeule, ce a făcut! A apărut acum în presă niște mărturii ale unui fost aghiotant de-a lui, un cărător de valiză de-a lui, Marc Fratani, un corsican. Ăla dădea cu pumnul, trimitea Tapie, a doua zi nu mai existai. Așa, ăla a spus că, domnule, ei injectau lucru real, nu pot să-l confirm eu, dacă presa din Franța nu-l confirmă, îl confirm eu. Deci injectau cu seringa substanțe care te adormeau în timpul meciurilor adversarilor lui OM. În anii 90 s-a întâmplat odată, știu sigur asta, la unul dintre marile hoteluri din Marsilia, când juca OM contra lui Lech Poznan, o echipă din Polonia, în turul al doilea, că atunci nu era cu grupe în Champions League, în turul 2 în Liga Campionilor. OM a câștigat cu 6-1. Era un meci pe viață și pe moarte, pentru că pierduseră în Polonia cu 3-2. Așa? Și în retur a fost un măcel. A câștigat OM cu 6-1, deși n-a demarat nemaipomenit, până când probabil licoarea și-a făcut efectul. Și țin minte și acum că polonezii, nimeni nu i-a înțeles, s-au plâns la conferința de presă și după aia la hotel, la Sofitel unde stăteau, când ele au simțit așa o stare de leșin. Ei au început să râdă și au spus, cumva vreți să insinuați că marele hotel Sofitel v-a dat de mâncare proastă. Nu, 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 au zis ăia, nu, că n-am avut, am avut o senzație de vomă, așa, toți. Dar până la mână n-a murit niciunul, nu, nu. Faceți plângere împotriva hotelului? Au zis jurnaliștii mei, nu, nu, Doamne ferește, nu vrem să susțin. Deci asta era vorba lui Gerber, donc c'était vrai. Asta făceau Marc Fratani și cu ea. Deci, vă dați seama, nici în filme n-a văzut așa ceva. Ajungeau în hotelul respectiv, cum Dumnezeu intrau, da, în bucătărie sau nu știu unde, și injectau substanțe ca să, da, nu ceva să te omoare, nu făceai atac de cord. Atunci, sigur că lucrurile ar fi luat o razna. Dar exact suficient cât să te dea peste cap.
nemaipomenite chestiuni. Încă o dată nu mi-ar ajunge timpul nici până la sfârșitul anului. Ar ieși Klaus Iohannis președinte peste noi. M-ar opri ăștia, bă, vezi că ești, tu vorbești tot de Bernard Tapie. Deci niciodată nu se poate pune punct. Să ne ierte domnul Ponta, că începusem cu el. Dar așa ceva, într-adevăr, merită povestit, nu nepoților. Da? Urmașilor nepoților noștri. Bun. O altă știre care ne-a interesat un pic. Foarte răcit. Liviu Dragnea a criticat, eu cred că totuși e prima sau a doua oară, la modul extraordinar, modul îngrozitor, pe Petre Daia. Iată, până la urmă, chiar aici credeam că nu o să ajungă Dragnea niciodată. Sau nu o să ajungă prea curând. Și în fața membrilor PSD. Asta e ca și cum Nicolae Ceaușescu i-ar fi zis de mamă ceva lui Emil Bobu. În plină adunare, mare adunare națională. Sau lui Teleagă. Dar nu contează cui. Manea Mănescu. Ăla era și om în vârstă, săracul. Cel puțin pe final, când probabil că îl înjura cu Ana Leana, nu? Neanicu nu era cu asta. Înjura ea.